pentru Dragoș Nedelcu, repară Nedelcu, destul de nervos, însă are ceva să-i reproșeze lui Vână. Kevin Boli, nu este Boli, este David Chichi pentru Luis Munteanu. Grameni, centrarea lui Grameni, excelent, o dată în plus, Branislav Ninai. Dar aici este un atac întârziat, vede bine Sebastian Cuțescu, vede foarte bine. Vână este călcat, este lovit. Și iată cum farul Constanța beneficiază de cea mai periculoasă lovitură liberă în această partidă. Ea vine în minutul 85. Da. Nu este călcat, este lovit Branislav Ninai. Din imprudență îl atinge pe Ionuț Vână. Luis Munteanu își pregătește acest balon, iar farul poate da lovitura în acest final de meci. Presiune pe umerii lui Dinu Moldovan. Ia să mai vedem o dată. Da, este contact, genunchiul piciorului stâng al lui Branislav Ninai. Atinge tibia lui Ionuț Vână. Vână și Luis Munteanu în preajma balonului. Probabil că Luis Munteanu va încerca să trimită pe poartă, să o facă periculos, să marcheze al șaselea său gol pentru farul Constanța. Poate fi, e adevărat, Ionuț Vână care se execute. Moment extrem de tensional la Sfântul Gheorghe. Minutul este 86. Luis Munteanu și este execuție în forță. Urmărește acest balon foarte bine, ocazie de gol și este... Gol! Farul Constanța, balonul se pare că a depășit cu întreaga circumferință suprafața de joc. Daniel Mitu, nu, Radu Ghinguleac pleacă cu fanionul spre mijlocul terenului. Mario Rondon, disperat, face semn că mingea nu a depășit cu întreaga circumferință linia porții. Jucătorii farului se bucură. Însă iată, în minutul 87 avem un nou moment tensionat. Șepși marca pentru 1-0 prin Pavol Șafranco. Faza a fost revăzută din camera VAR. Radu Petrescu a anulat golul pentru poziția în afara jocului. De asta dată farul Constanța marchează și se analizează faza. Dina Grameni, o fază la care, iată, până la urmă se confirmă faptul că balonul a depășit cu întreaga circumferință linia porții. Ia să vedem. Execuție cu balon scos foarte bine de David Tichy, cu tot efortul, cu tot efortul pe care l-a făcut Kevin Varga. Acesta nu poate opri, nici Dumitrescu. De fapt, mai mult Dumitrescu aici poate ne edifică mai bine. Aceasta ar putea fi cea mai bună reluare. Nu, nu aceasta. Mai devreme, pe cadrul de mai devreme, aici. Aici. Da. De sus, perpendicular, ar fi ideal. Aceasta este realitatea. Cea mai bună reluare, așa ar fi fost. În orice caz, iată farul. Are 1-0 și vine reacția celor de la Șepși. Dina Grameni, omul care marchează pentru 1-0, fază grea. Golul este validat și din camera VAR. Reușita celor de la farul Constanța. Adnan Aganovic, lovitură de la colțul terenului pentru Șepși. Adnan Aganovic la prima bară, iese pe respingere. Alexandru Buzbuchi. Vor fi minute extrem de tensionate. Covăznenii vor încerca să marcheze golul egalizator. Andres Dumitrescu. Dumitrescu nu are altă variantă decât pentru Nicolae Păun. Se complică Păun. Primește Denis Ciobotariu aici. Centrarea nu vine. Ciobotariu în cele din urmă reușește in extremis să trimită balonul și dintr-o deviere, iată farul are oportunitatea contraatacului.